Consiliul Local Suceava se va întruni astăzi în ședința extraordinară pentru a aproba un proiect de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu pentru elaborarea studiului de fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru autorizația de construire, obținerea autorizației de construire și elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții drum expres A7 Suceava-Botoșani, care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în cadrul programului operațional infrastructură Mare 2014-2020. În referatul de aprobare, primarul Ion Lungu arată că implementarea obiectivului de investiții drum expres A7 Suceava-Botoșani va contribui la dezvoltarea sectorului de transport din județele Suceava și Botoșani, la îmbunătățirea vitezelor de circulație prin eliminarea ambuteiajelor majore, a reducerii poluării și a descongestionării traficului din zonele intravilane, asigurând premisele dezvoltării economice a acestei regiuni, precum și dezvoltării echilibrate la nivel de țară. El precizează că prin aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Consiliile Județene Suceava și Botoșani și Primăriile Suceava și Botoșani s-au creat premisele pentru demararea unui proiect important care are ca punct de plecare realizarea documentației tehnice pentru autorizația de construire, obținerea autorizației de construire și elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții drumul expres A7 Suceava-Botoșani. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a solicitat printr-o adesă aprobarea în cel mai scurt timp a proiectului și a valorii acestuia, precum și încheierea unui acord de asociere între parteneri în vederea numirii ca lider de asociere și autoritate contractantă desemnată, județul Suceava, și a stabilirii contribuției financiare a părților în cadrul proiectului. Conform acestui acord de asociere, municipiul Suceava acordă sprijinul necesar, constând în furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect în scopul respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică sau derularea acestuia, precum și asigurarea finanțării proiectului conform cotei procentuale prevăzute, respectiv 25% din suma de 356.176,47 lei fără TVA, care reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă estimată a proiectului.